poate Adriana să răspundă la 20 de întrebări despre masturbare în 60 de secunde? Hai să aflăm! E masturbarea ceva rău? Fetele se pot masturba? Voi avea ciclu menstrual mai târziu din cauza asta? Va afecta erecția? Va afecta masturbarea organele genitale? E masturbarea ceva murdar? Vor apărea coșuri pe față din cauza asta? Voi orbi? Va crește păr în palme? E ok să mă masturbez dacă sunt într-o relație? Îmi va afecta capacitatea de a face sex? Îmi va face penisul mai mare? Poate masturbarea să mă ajute să înțeleg cum pot avea un orgasm? Și dacă mă masturbez și nu am orgasm? Mă masturbez prea mult? E mai mult de o dată pe zi prea mult? Înseamnă că mă masturbez prea mult dacă am chiulit de la școală, nu m-am văzut cu prietenii, nu m-am uitat la serialele mele preferate numai ca să stau în casă și să mă masturbez? Există religii, culturi și familii care încurajează oamenii să nu se masturbeze? E ok dacă nu mă masturbez? Majoritatea oamenilor se masturbează? Felicitări! Ai reușit! Asta au fost 20 de întrebări despre masturbare în 60 de secunde. Pentru mai multe întrebări, scrieți-le medicilor de la Mary Stopes International România pe adresa întreabă@sexulversusbarza.ro.